În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Pacea să fie cu voi. Domnul a înviat cu adevărat, aleluia! A Lui este gloria și puterea în toți vecii vecilor, aleluia, aleluia! Hristos a înviat! În zile voastre, părinți concelebranți, stimate autorități, domnule președinte, prefect, domnilor parlamentari, dragi iubiți credincioși, astăzi continuăm bucuria pe care am trăit-o în miez de noapte, când am cântat pentru prima dată aleluia. Cântecul de bucurie pentru că Dumnezeu, Cel care ne-a demonstrat iubirea sa trecând prin moarte, a înviat biruitor din mormânt. Cu întreaga lume creștină, catolică, de peste tot, preună cu Sfântul Părinte, Papa Francisc, vrem să continuăm acest timp de preamărire și să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru că a binevoit să fie cu noi, să ne arate viața sa și să ne-o dăruiască, să ne facă să avem speranță nouă. Ne bucurăm astăzi împreună, aici, în catedrala noastră, împreună cu părinții concelebranți, cu autoritățile noastre locale și centrale, cu cei care sunt uniți cu noi prin intermediul radioului Maria și a internetului, să-L preamărim pe Dumnezeu. Să-i aducem laudă și mai ales să aducem inimile noastre pline de iubire, în care să-i cântăm prin viața noastră. Rugăm acum pe Dumnezeu, Cel care a binevoit să binecuvânteze apa în noaptea sfântă a învierii, să reverse peste noi darurile sale, pentru ca noi, cei care îl urmăm pe El, să ne bucurăm de speranța învierii. Doamne Dumnezeule atotputernic, Te-ți rugăm, ascultă cu bunăvoință rugăciunile poporului Tău, care își amintește acum de lucrarea minunată prin care ne-ai creat și de lucrarea și mai minunată prin care ne-ai răscumpărat. Tu ai creat apa ca să dea rod ogoarelor, să învioreze și să spele trupurile noastre. Tu ai făcut din ea slujitoarea îndurării Tale, prin ea ai eliberat poporul Tău din robie și ai potolit setea în pustiu. Prin chipul ei profeții au vestit nou legământ pe care aveai să-l închei cu oamenii, în sfârșit, prin apa sfințită de Hristos în Iordan, Tu ai reînnoit în baia renașterii cele noi firea noastră decăzută. Te rugăm, Doamne, revarsă asupra noastră binecuvântarea cu această apă sfințită. Ea să ne amintească de botezul primit și dăruiește-ne harul să împărtășim bucuria fraților noștri care au fost botezați într-o moartea și învierea lui Hristos, Tu care viețuiești și domnești în vecii vecilor.
Dumnezeu Atotputernicul să ne curățe de păcate și ajutându-ne să celebrăm cu credință Sfânta Liturghie, să ne învrednicească la parte la masa împărăției sale. Gloria in excelsis Deo. Dumnezeule, care prin biruința Fiului Tău nu născut asupra morții, ne-ai deschis astăzi porțile vieții veșnice, de ne te rugăm harul ca sărbătorind învierea Domnului să înviem prin înnoirea Duhului Tău în lumina vieții, prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu tine viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Am mâncat și am băut cu el după ce a înviat din morți. Citire din Faptele Apostolilor. În zilele acelea, Petru a luat cuvântul și a zis: Voi știți ce s-a petrecut în toată Iudeia, începând din Galileea, după botezul predicat de Ioan. Cum l-a consacrat Dumnezeu prin Duhul Sfânt și l-a întărit cu puterea sa pe Iisus din Nazaret, care pe unde a trecut a făcut bine și i-a vindecat pe toți cei stăpâniți de diavol, căci Dumnezeu era cu el. Noi suntem martori la tot ceea ce a făcut el în țara iudeilor și în Ierusalim. Ei l-au omorât, atârnându-l pe lemnul crucii. Dar Dumnezeu l-a înviat a treia zi și i-a îngăduit să se arate nu la tot poporul, ci martorilor orânduiți de Dumnezeu. Nouă, care a mâncat și a băut cu el după ce a înviat din morți. El ne-a poruncit să predicăm poporului și să dăm mărturie că el este acela care a fost pus de Dumnezeu ca judecător al celor vii și al celor morți. Despre el toți profeții dau mărturie că oricine crede în el primește în numele lui iertarea păcatelor. Cuvântul Domnului.
Aleluia! Veșnică este îndurarea Lui. Să spună Israel că este bun, veșnică este îndurarea Lui. Și a arătat puterea, dreapta Domnului m-a înălțat. Nu voi muri, ci voi trăi și voi vesti faptele Domnului. Pe care au aruncat-o zidarii, a ajuns în capul unghiului. Domnul a făcut acest lucru și este minunat în ochii noștri. Lectura a doua este luată din scrisoarea Sfântului Apostol Paul către Coloseni. Fraților, dacă așadar ați înviat împreună cu Hristos, râvniți la lucrurile de sus, unde Hristos șade de-a dreapta lui Dumnezeu. Năzuiți spre cele de sus, nu la cele de pe pământ, căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă de acum cu Hristos în Dumnezeu. Când Hristos, care este viața voastră, se va arăta, atunci și voi vă veți arăta împreună cu El, plin de slavă. Cuvântul Domnului. Victimei de Paști mărire, să-i cânte-ntreaga fire. Mielul salvează turma sa de vinovăția grea. Cel fără de păcat ne-a răscumpărat. Moartea și viața s-au luptat, hotărât s-au înfruntat. Dar viața lui Iisus moartea a răpus. O Marie, ce-ai văzut când la groapă ai șezut? Mormântul Mântuitorului și gloria Biruitorului. Îngeri și veșminte, mărturii preasfinte, a înviat Hristos speranța mea, în Galileea vi se va arăta. Credem, Doamne, cu putere în a ta înviere. Tu, Rege învingător, fii îndurător. Amin. Aleluia.
În Paștele nostru Hristos a fost jertfit, să sărbătorim așadar în Domnul. Domnul să fie cu voi. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Ioan. Prima zi a săptămânii, dis de dimineață, pe când încă mai era întuneric, Maria Magdalena a venit la mormânt și a văzut că piatra fusese luată de la mormânt. Atunci a alergat și a venit la Simon Petru și la celălalt discipol pe care îl iubea Iisus și le-a spus: l-au luat pe Domnul din mormânt și nu știm unde l-au pus. Au ieșit atunci Petru și celălalt discipol și au venit la mormânt. Alergau amândoi împreună, dar celălalt discipol a alergat mai repede decât Petru și a ajuns primul la mormânt. Aplecându-se, a văzut giulgiurile așezate, dar nu a intrat. Atunci a venit și Simon Petru, care îl urma, și a intrat în mormânt. El a văzut giulgiurile așezate, dar ștergarul care fusese pe capul lui nu era așezat împreună cu giulgiurile, ci împăturit aparte într-un loc. Atunci a intrat și celălalt discipol, care sosise primul la mormânt. A văzut și a crezut, pentru că încă nu știau Scriptura că el trebuie să învie din morți. Cuvântul Domnului. Hristos a înviat! Preasfințite, cucernici părinți, iubiți credincioși, dragi ascultători! Suntem chemați la bucurie, e Paște, e învierea Domnului. Și de azi noapte străbate această veste extraordinară: Hristos este viu! O spun femeile care se întorc de la mormânt. O spune îngerul femeilor: nu mai este acolo, e viu. O spune chiar Hristos când le întâlnește pe femei:
că a înviat. Și le invită la bucurie și de a merge să anunțe și pe ceilalți că El este viu. De fapt, învierea lui Hristos nu este o concluzie, este un început. L-au răstignit în Vinerea Mare, a urmat tăcerea din Sâmbăta Mare și cei mai mulți credeau că lucrurile se vor liniști, că totul va reveni la normal. Dar nu. Dimineața din Duminica Învierii ne arată altceva. Totul reîncepe, este pus în mișcare. Femeile merg la mormânt, aleargă la ucenici. Am auzit în Evanghelie, aleargă și ucenicii, doi dintre ei. Unul aleargă mai repede, ajung amândoi la mormânt. Aleargă gărzile să dea de știre celor marei timpului că nu mai este în mormânt. Încep să se agite cei mari. Ce facem? Cum procedăm? Învierea nu este o concluzie. Este un început, un nou început. Totul reîncepe. Și iată că noi astăzi ne bucurăm și ne salutăm cu Hristos a înviat și ascultăm cântarea de Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le. Ne bucurăm, 1,2 miliarde de creștini catolici, la care se adaugă 800 de milioane de creștini protestanți. Iar peste 5 săptămâni se vor adăuga aproape 300 de milioane de creștini ortodoxi care vor sărbători același eveniment. Iisus este viu. Dar ce a însemnat Paștele pentru acei oameni pe care noi îi întâlnim în Evanghelie? Sau pentru apostolul Paul pe care îl întâlnim în a doua lectură? Pentru Petru, pe care îl întâlnim în prima lectură. Este interesant, dacă ne apropiem de Evanghelie și specialiștii ne spun lucrul acesta, că dacă privim cu atenție și cercetăm, vedem că de mai multe ori se repetă un lucru. Au văzut. Au alergat cei doi la mormânt, Ioan, fiind mai tânăr, aleargă mai repede, și ni se zice, s-a uitat în mormânt, a văzut. Vine și Petru, intră în mormânt și el a văzut. Și a treia oară ne spune că a intrat ucenicul iubit, adică Ioan, a văzut și a crezut. Specialiștii spun că aici, în limba greacă, se folosesc trei verbe pe care noi le-am tradus pentru că nu aveam cum să procedăm altfel. Cu același lucru au văzut, dar este diferență. Mai întâi, Ioan s-a plecat și a văzut, este folosit aici verbul blepo, a vedea fără să dai atenție detaliilor, a vedea la suprafață. Ioan s-a uitat, nu a dat atenție detaliilor, a rămas acolo, la marginea mormântului. A venit Petru, și ni se spune că el intră în mormânt și de data aceasta se folosește verbul teoreo, de unde avem în limba română teoria sau a teoretiza. Adică el a privit lucrurile cu o analiză logică, s-a uitat la detalii și un detaliu l-a frapat. Fâșiile de pânză erau acolo. Ștergarul care îi acoperise capul nu era împreună cu fâșiile de pânză, ci era împăturit și pus undeva deoparte. Și Petru se gândește, și asta înseamnă a privi, a fi atent la detalii, cu analiză logică. Dacă l-ar fi luat cineva, l-ar fi luat cu pânze cu tot. În plus,
dacă l-ar fi luat, nu și-ar mai fi făcut timp cineva să împăturească ștergarul de pe cap și să-l pună frumos deoparte? Intră și Ioan. Și de data aceasta se folosește verbul oida, adică a văzut și a tras consecințele. A făcut o concluzie rațională asupra celor făcute. Semnul acesta al împăturirii ștergarului și al punerii lui deoparte nu putea să fie decât semnul lui Iisus. Era un semn lăsat de Iisus. Și Ioan a văzut și a crezut. Și oamenii aceștia se întorc de la mormânt altfel. Au venit spre mormânt alergând cu o mulțime de întrebări, pentru că au primit vestea de la femei că l-au luat de acolo și nu se știe ce s-a făcut cu trupul lui. Dar acum știau, este viu. Femeile s-au dus la mormânt și ele cu o mulțime de întrebări, unele dintre ele se întrebau cine ne va da piatra la o parte, ce vom face. Speranțele lor erau la pământ, fărâmițate. Și se întorc altfel de la mormânt, pline de entuziasm, pline de bucurie, cu o misiune clară de a anunța că El este viu, că L-au văzut. Și cele trei feluri de a vedea, pe care le întâlnim în Evanghelia pe care am ascultat-o, ne ajută pe noi să înțelegem că sunt trei feluri de a aborda Paștele, sărbătoarea Învierii Domnului. E un fel de a privi spre această sărbătoare fără a fi atenți la detalii, de a privi la suprafață, de a veni doar o dată pe an la Paște, de a prinde lumânarea în noaptea de Paște. Și apoi, cei care au venit în azi noapte, sau poate că și astăzi, ne salută și ne spun, ne mai vedem la anul. Ei au văzut ceva la suprafață. Sunt aceia care zic, nu m-am spovedit de un an și mai vin la anul. E totuși un pas. E mai bine decât, cum povestea un părinte, că cineva a venit și a zis, nu m-am spovedit, părinte, de 24 de ani. Și părintele a zis, omule, de ce n-ai mai stat un an? Un an! Și ai fi făcut sărbătoare, jubileu de 25 de ani de la ultima spovadă. Și ar fi fost interesant. A vedea la suprafață. A ne apropia de sărbătoarea Învierii Domnului și apoi a lăsa să treacă sărbătoarea pe lângă noi. A sta, cu alte cuvinte, la marginea sărbătorii, la marginea mormântului. E un pas însă înainte, când începi să te uiți la detalii, să tragi concluzii logice, să vezi că și astăzi, în sărbătoarea Învierii Domnului, este izvor și ne putem îmbogăți, ne putem reaprinde entuziasmul, ne putem întări credința și putem trăi sărbătoarea aceasta cu adevărat. E un al doilea fel de a privi învierea Domnului. De a fi atenți la detalii, de a sărbători cu bucurie și cu entuziasm, dar apoi, după ce trece sărbătoarea, să revenim la ce a fost. Din nou la obișnuit, la banalitate, la monotonie. Și sărbătoarea nu ține mult. 3 zile, 1 săptămână, 40 de zile, dar după aceea. După aceea, Evanghelia ne invită să facem pasul următor, să tragem concluziile logice și să le punem în practică. Și care este concluzia cea mai bună a sărbătorii Învierii Domnului? Ioan a văzut și a crezut. Și ascultați-l pe Apostolul Paul în a doua lectură.
El l-a întâlnit pe Hristos cel viu pe drumul Damascului. Și pentru el concluzia a fost următoarea. Era cetățean roman, studiase la cea mai înaltă școală din timpul acela, școala lui Gamaliel. Era fariseu dintre farisei și în scrisoarea către Filipeni el spune: toate astea nu mai reprezintă nimic pentru mine. Sunt un gunoi din pricina lui Hristos, Domnul meu. Și de aceea spune el în a doua lectură pe care am ascultat-o: atenție, oameni buni, dacă ați înviat împreună cu Hristos și sărbătoarea învierii ne cheamă să înviem împreună cu Hristos, gândiți-vă la lucrurile de sus, năzuiți spre ele, râvniți spre ele, spre lucrurile unde Hristos șade de-a dreapta Tatălui și nu la cele de pe pământ. A treia atitudine față de sărbătoarea învierii Domnului este să trăiești ca un om al învierii zi de zi. Să dai prioritate lucrurilor spirituale, să nu mai lași să te doboare lucrurile materiale, preocupările și gândurile, să nu mai lași să stai în mormântul pe care ni l-am făcut noi sau care ni l-am făcut alții. Sărbătoarea învierii ne cheamă la înviere zi de zi, la bucuria aceasta extraordinară. Și apostolul subliniază în alte scrisori: dacă Hristos nu a înviat, zadarnică este credința noastră. Adică tocmai fundamentul credinței e învierea lui Hristos, e sărbătoarea de astăzi. Și învierea înseamnă o nouă pasiune, foc în suflet, foc pentru Hristos Iisus. E aceeași pasiune pe care o avea apostolul Petru în prima lectură. El se adresează oamenilor și le spune: oameni, voi ați văzut, ați văzut voi cu ochii voștri, ați văzut ce s-a întâmplat de la botezul Ioan Botezătorul. Cu privire la Iisus Hristos, ați auzit despre minunile Lui, L-ați văzut pe El în persoană, L-ați auzit vorbind. Ei bine, L-au atârnat pe lemn și L-au răstignit și din nou unii dintre voi ați văzut lucrul acesta, pentru că unii dintre voi ați strigat în Vinerea Mare: răstignește-L. Ei bine, El a înviat din morți și noi suntem martori, noi am mâncat împreună cu El, am stat împreună cu El, L-am ascultat și iată ce ne oferă El. În numele Lui, toți aceia care cred primesc iertarea pentru păcatele lor. Sunt bogății de nedescris în învierea lui Hristos și în această sărbătoare. Atunci când cântăm Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le, îi cântăm lui Hristos care a biruit moartea. Dar în același timp, iată, ne gândim cum El a dat viață celor din morminte. Și mormintele acestea nu sunt doar acelea din cimitire, ci sunt și acelea care, după cum spuneam, ne le facem noi sau ne le fac alții. Ne le facem fie prin îndepărtarea de Dumnezeu, fie prin neacordarea importanței cuvenite lucrurilor spirituale, și ne îngropăm tot mai mult în noi înșine. Și sărbătoarea vine cu acest mesaj că există o șansă pentru noi să ieșim reînnoiți, reînnoiți la acest Paște. În același timp este o speranță pentru cei care dorm în morminte, pentru cei dragi ai noștri. Și majoritatea dintre dumneavoastră, dacă stați bine și vă gândiți, s-ar putea să constatați că aveți mai mulți dintre cei dragi care au trecut dincolo decât care au rămas în viață. I-ați condus pe ultimul drum și ați lăcrimat pe marginea mormântului. Ei bine, învierea Domnului ne amintește și ne renoiește speranța aceasta că îi vom vedea pe toți cei dragi ai noștri.
pe aceia care i-am cunoscut și i-am condus, ne vom întâlni cu ei. Este experiența pe care o povestește cineva într-o formă literară, cineva din comunitate, amintindu-și de un paște de odinioară. Scrie, colindasem întreg satul cum e obiceiul pe la noi, dăruind și primind două încrestate. Când am terminat, mi-am zis că numai pe dealul Îngerului nu fusesem și doar era Paște. Zis și făcut. După ce am pus în tufe ouă și cozonac, mă podidi așa dorul de tata, de parcă jalea toată cobora din lumea blândă și dulce a soarelui. Era primul Paște fără el. Deodată auzi un foșnet, urca bătrânul, uitat de zile, cu barba plină până la genunchi, primenit de sărbătoare, abia de atingea pământul. Văd că ai fost la biserică, zise el. Te-ai împărtășit? Da. Și tata se împărtășea? Da. Păi atunci, de ce plângi? Și numai ce-l văd că scoate din sân o cărticică așa cât palma și începe să citească. Să ții minte, puiule, eu îl voi învia în ziua de apoi. Și citi mai departe, dar nu știu cum cuvintele curgeau ca boabele de lumină și nu găseam firul să le adun până când zise din nou, eu îl voi învia în ziua de apoi. Dacă există o mângâiere pentru cei adormiți și pentru noi, iubiți credincioși, este tocmai Paștele, învierea, că El îi va scoate pe toți cei din morminte. Și de aceea cântăm și spunem că moartea nu are ultimul cuvânt. Iubiți credincioși, dragi ascultători, un adolescent supărat s-a întors de la biserică și i-a zis mamei, mamă, eu văd că o ducem greu, că tata este un om aspru și te văd cum ești puternică și nu scoți o vorbă când el folosește vorbe grele. Și văd cum îți este din zi în zi tot mai greu. Și te văd puternică, mamă. Dar un lucru nu înțeleg. Și acesta aș vrea să mi-l explici. De ce când mergi la biserică plângi tot timpul? Știi, eu sunt la cor. Și împreună cu mine sunt prietenii mei și ei de multe ori mă fac atent și spun, iarăși mama ta plânge. Și aș vrea să știu, mamă, că mi-e rușine. De ce plângi la biserică? Și mama i-a zis cu blândețe, copilule, păi la biserică eu realizez câte binecuvântări și câte haruri a turnat Dumnezeu în sufletul meu. Și când te gândești la toate acestea, nu ai cum să nu plângi de bucurie. E Paștele. Și astăzi suntem chemați să ne gândim la toate harurile și binecuvântările cu care Dumnezeu ne-a copleșit la învierea Lui. Cum a așezat El fundament pentru credința noastră. E Paștele. Și suntem chemați să ne gândim că suntem oameni ai învierii și trebuie să sărbătorim Paștele zi de zi, să trăim în lumina învierii lui Hristos. Câtă bogăție, cât har este în sărbătoarea învierii. Iată de ce sărbătorim noi Paștele cu atâta solemnitate. Iată de ce sărbătorim Paștele cu entuziasm, cu pasiune, cu emoție, pentru că nu este o zi oarecare. E sărbătoarea sărbătorilor.
E sărbătoarea de căpătâi care stă la baza tuturor celorlalte sărbători. De aceea, iubiți credincioși, să cântăm în aceste zile, să ascultăm cântarea, dar să cântăm cu bucurie. Să ne salutăm în aceste zile cu Hristos a înviat și să răspundem cu entuziasm, adevărat că a înviat. Dar mai ales, să ne lăsăm reînnoiți și transformați de harul Lui. Să trăim ca oameni ai învierii și să-i aducem Domnului nostru Iisus Hristos, care este viu, slavă și cinste în vecii vecilor. Amin. Hristos a înviat! Moartea Ta o vestim, Doamne, și în vinea Ta o mărturisim până când vei veni. Fraților prea iubiți, în atmosfera bucuriei lui Hristos prezent în mijlocul nostru, a învierii sale, în atmosfera luminii pe care El ne-a adus-o și a speranței noastre, așa cum ne-a arătat Părintele Cornel, acum împreună toți, ca și creștini care credem în Iisus, să ne mărturisim credința noastră spunând: cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, Creatorul Cerului și al Pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cred într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți veci, Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din cer, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară, și s-a făcut om, s-a răstignit pentru noi sub Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat. A înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la cer, șade de dreapta Tatălui. Și iarăși va veni cu mărire să-i judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață dădător, care de la Tatăl și de la Fiul procede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și a grăit prin proști. Cred într-una sfântă, catolică și apostolică biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor. Aștept învierea morților și viața viacului ce va veni. Amin. Fraților prea iubiți, Dumnezeu l-a înviat din morți pe Fiul Său pentru a ne deschide calea spre viața adevărată. Așadar, să ne rugăm Lui cu încredere pentru întreaga biserică și pentru mântuirea noastră. Pentru Sfântul Părinte Papa Francisc și pentru Episcopul nostru Petru, pentru Episcopul Auxiliar Aurel, Dumnezeu să le dăruiască pacea și bucuria sa, Domnului să ne rugăm. Doamne, te rugăm, ascultă-ne. Pentru unirea creștinilor, Dumnezeu să înlăture de la ei orice dezbinare și să le dăruiască dragoste și pace, Domnului să ne rugăm. Doamne, te rugăm, ascultă-ne.
conducătorii de state, Dumnezeu să le binecuvânteze osteneala pentru ordine și dreptate, Domnului să ne rugăm. Doamne, Doamne, te rugăm, ascultă-ne. Pentru popoarele lumii, Dumnezeu să le dăruiască unire și să le apere de orice primejdie, Domnului să ne rugăm. Doamne, te rugăm, ascultă-ne. Pentru cei suferinți și lipsiți, Dumnezeu să le ușureze povara și să le dăruiască în încredere, Domnului să ne rugăm. Doamne, te rugăm, ascultă-ne. Pentru cei păcătoși, Dumnezeu să se îndure de ei și să le dea harul căinței, Domnului să ne rugăm. Doamne, Doamne, te rugăm, ascultă-ne. Pentru comunitatea noastră și pentru cei de față, Domnul să ne călăuzească pe calea sa și să noiască în sufletele noastre harul său, Domnului să ne rugăm. Amen. Dumnezeule atotputernic, Tu împlinești ceea ce ai promis și primești drept fii ai Tăi pe cei care cred în Tine. Ascultă rugăciunile pe care ți le adresăm cu încredere prin Hristos Domnul nostru.
Bucurați-vă, fraților, pentru că jertfa mea și a voastră să fie plăcută lui Dumnezeu Tatăl Atotputernic. Sfântând de bucuria învierii, ți oferim, Doamne, această jertfă în care biserica ta renaște și se hrănește în chip minunat prin Hristos Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Adevărat vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul, dar mai ales se cuvine să te lăudăm în chip deosebit în această zi în care a fost jertfit mielul de Pască al Hristos, Domnul nostru. El este cu adevărat mielul care a luat asupra sa păcatele lumii, care prin moartea sa a desfăcut moartea noastră, iar prin învierea sa ne-a făcut părtași ai vieții dumnezeiești. De aceea întreaga omenire, mărturisind adevărul învierii, tresaltă de bucurie. Împreună cu puterile cerești și corurile de îngeri, cântăm și noi imnul măririi tale, zicând fără încetare. Și cu adevărat, Doamne, și pe bună dreptate te laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos și prin lucrarea Duhului Sfânt, însuflețești și sfințești întregul univers și fără întâmplare aduni poporul Tău, pentru ca de la răsăritul soarelui până la apus, să-i se aducă numele Tău jertfă curată. De aceea, Doamne, te rugăm cu milință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm acest detail. Căci în noaptea în care era vândut, a luat pâinea și mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu, care se jertfește pentru voi.
De asemenea, după cine luând pătirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor să-i zicând: luați și beți din acesta toți, acesta este pătirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuirea Fiului Tău, precum și minunata lui înviere din morți și înălțare la cer, și așteptând a doua lui venire, să oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfânt. Te rugăm, privește cu bunătate la darul bisericii tale și recunoscând în el jertfa prin care ne-ai împăcat cu tine, pe nouă celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului Tău, harul, ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un prinos veșnic, ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii Tăi. Mai întâi cu prea fericita Fecioară născătoare de Dumnezeu, Maria, cu fericiții apostoli și slăviții martiri, și cu toți sfinții prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de Tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește a întări în credință și dragoste biserica ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii tăi, Papa nostru Francesc și episcopul nostru Petru, cu episcopul auxiliar Aurel, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul Tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care ai adunat-o în fața Ta. Întoarce la Tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii Tăi risipiți spre tutinde. Pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut din această lume, primește-i cu bunătate în împărăția Ta cerească, unde nădăjduim să ne bucurăm și noi de-a pururi de mărirea Ta împreună cu ei, prin Hristos Domnul nostru, prin care Tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura sa dumnezeiască, îndrăznim a spune: Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește da pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și ferici de orice turburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pace mi-o dau vouă,
Nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii tale, și binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururia cu voi. Dăruiți-vă pacea. Să-mi folosească spre părerea sufletului și a trupului și spre tămăduirea mea. Iată milul lui Dumnezeu, iată-L pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu, care a înviat din morți. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu.
Să ne rugăm. În bunătatea ta nesfârșită ocrotește Dumnezeule biserica ta, pentru care e înnoită prin tainele pascale să ajungă la strălucirea învierii, prin Hristos Domnul nostru. Mâine și marți, adică a doua și a treia zi de Paști, Sfintele Liturghii vor fi număr de 3, la ora 8 dimineață, la ora 11 și la ora 18:30 seara, având în vedere schimbarea orei și în timpul săptămânii și duminica, Sfintele Liturghii de seară vor fi la ora 18:30. În cele voastre părinți concelebranți, dragi persoane consacrate, dați și viți credincioși, stimate autorități, azi invitați. Când voi fi ridicat de la pământ, îi voi atrage pe toți la mine. Acesta este gândul pe care am dorit să-l exprim în scrisoarea noastră pastorală către toți credincioși. Când voi fi ridicat pe cruce, pe toți îi voi aduce la mine. Când voi ieși din mormânt, pe toți îi voi duce la Tatăl. Aceasta este credința pe care noi o mărturisim de 2000 de ani. Aceasta este convingerea noastră. Noi credem în cineva, într-o persoană, nu într-o idee, într-un Dumnezeu adevărat, care a însoțit istoria, o transformă și o conduce mai departe. Ne-am bucurat noaptea sfântă, noi aici, în catedrală, ne-am bucurat să fim în comuniune cu cei care la Roma sau la Ierusalim sau în alte părți ale lumii au celebrat în această noapte și zi sfântă Mărețul adevăr al învierii, urmând ca același adevăr să fie celebrat de către toți ceilalți creștini la începutul lunii mai. O adevărată bucurie, Magnum Gaudium, cum am auzit aseară, spunându-i Sfântului Părinte, diaconul care celebra acest mister. Beatissime Pater, Magnum Gaudium Anuntio Vobis, Quodes Aleluia. Sfinte Părinte, mare bucurie vă anunț, care este Aleluia. Aleluia învierii, Aleluia lui Hristos cel victorios. Ne-am bucurat auzind de la Părintele Cornel câteva date. Dar vreau să vă spun că istoria mea, istoria noastră, este o istorie de mărturisire. Nu pot să uit niciodată cum în noaptea învierii creștinii noștri, înainte de 89 și mai ales înainte de 89, ieșeau de la biserici, se îndreptau spre cimitir cu lumini în mână. Era o adevărată bucurie, un spectacol al luminii. Credincioșii noștri, cu toate pericolele care erau, știau să-și umple sufletul cu lumină din Sfânta Înviere și să o transmită celorlalți, să o ducă la cei morți. Ne aduceți aminte? Ne aducem aminte. Marele arhiepiscop Condrusievici, născut în Bielorusia, când să vorbească despre ce s-a întâmplat
în perioada dură a dictaturii roșii, când totul era interzis, credincioși și buni se adunau în cimitire, între pomi, undeva izolați, și acolo pe mormintele înaintașilor își mărturiseau credința și speranța. Și au dispărut cei care i-au scos din istorie pentru o perioadă pe Hristos. S-au dus, nu mai sunt. S-au dus și cei care au fost mai aproape de noi și au voit să scoată acest adevăr. N-au reușit. Hristos învind din morți, nu mai moare. Moartea nu mai are nicio putere asupra Lui. Toți vor dispărea, numai El va rămânea. El care este Dumnezeu vieții și este Dumnezeul nostru. Ne bucurăm să trăim noi creștinii în astfel de adevăr în care suntem înălțați până la cer. Dumnezeu s-a coborât, s-a făcut asemenea nouă, a luat asupra sa păcatele noastre, s-a urcat pe cruce, le-a spălat prin sângele Său, ne-a mântuit și rămâne viu în mijlocul nostru, dându-ne demnitatea cea mai mare de ființă pe acest pământ. Om după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, cu drept la bucurie și viață veșnică. De aceea ne bucurăm. De aceea trebuie să stăm și cântăm și vă mulțumim pentru că transmiteți mai departe această bucurie a învierii prin cântări, obiceiuri de Paști, în familii, aici, în Moldova noastră, în țara noastră, între catolici și ortodoxi, purtând mai departe speranța unei lumi mai bune. Mă bucur că ați luat parte. Am avut aici cu noi un părinte din Bagdad, care a dorit să fie cu noi aceste sărbători. El știe istoria grea în care trec creștinii acolo, dar știe și curajul lor de a da mărturie despre Iisus în limba aramaică, în limba în care vorbea Hristos. Sunt bucuroși că a fost cu noi în aceste zile, având aici prieteni la seminarul nostru, fiind prieteni cu noi. Dă mărturie despre această bucurie a învierii acolo unde este greu de se cere jertfă, cum a făcut-o Hristos. Și numai prin jertfă putem ajunge la mântuire. M-am bucurat să avem astăzi și seminarul nostru aici cu noi, sigur și în aceste zile, și bucuria noastră crește ori de câte ori ei se împărtășesc din această credință seminariștii și vor să o ducă la toți în timpurile noastre. M-am bucurat să avem și stimatele autorități. Într-un chip deosebit aș vrea să scot aici în evidență un lucru care ne leagă pe noi, de autoritățile locale. Filarmonica. Capela, cea care a dat mărturie atâta timp despre valorile spirituale ale credincioșilor catolici, ale surorilor, a școlii catolice, este astăzi în atenția autorităților noastre. Îl scot în evidență într-un chip deosebit pe domnul președinte care a fost aici, domnul președinte a domniței care a ținut mult la acest obiectiv al istoriei Iașului nostru, al Bisericii Catolice. Și de asemenea, mă bucur să o scot în evidență pe doamna Mihaela Popa,
care și ea s-a alăturat cu suflet pentru această filarmonică, capelă, pentru acest centru de înălțare spirituală, culturală, muzicală, continuând astfel opera surorilor care au lucrat aici. De asemenea, mulțumesc, sigur, că autorităților locale, domnului prefect prezent aici și, sigur, celorlalți parlamentari, domnului Dobos, doamnei Micaela Popa, senator, pentru că s-au unit la rugăciunea și cântarea noastră și la speranța noastră. Și vă mulțumim tuturor celor care ați binevoit să veniți să preamăriți cu noi pe Dumnezeul Cel care a înviat din morți. Rugăm acum pe El să păstreze în noi cei care suntem acum în sărbătoare și în toți ceilalți credincioși această bucurie și speranță a învierii și această speranță într-o lume mai bună. Pentru aceasta implorăm acum binecuvântarea finală, dorindu-vă tuturor din inimă, de la Iisus cel înviat, sărbători fericit. Domnul să fie cu voi. Să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu astăzi în marea sărbătoare a învierii și cu îndurarea sa să vă ocrotească de orice răutate a păcatului. Amin. Dumnezeu care prin învierea Fiului Său v-a renăscut spre viața veșnică să vă dorească din belșug răsplata nemuririi. Voi care după ce l-ați însoțit pe Hristos în pătimirile sale, celebrați acum bucuria pascală prin darul Lui, să ajungeți cu suflete pline de veselie la sărbătoarea bucuriei veșnice. Amin. Și binecuvântarea Lui Dumnezeu Atotputernicul, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, să coboare asupra voastră și să rămână pururea cu voi. Amin. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace, aleluia, aleluia. Hristos a înviat. Sfânta Fecioară Maria Regina din Iași, Sfânta Liturghie din Duminica Paștelui, celebrată de preasfințitul Petru Gheorghel, episcop de Iași, predica a fost rostită de Părintele Cornel Cadar, iar cântările la liturghie au fost ținute de corul mare al Catedralei din Iași, condus de Părintele Florin Spătariu. Lăudați să fie Iisus Hristos!